Personalul medical va fi indirect obligat să se vaccineze, iar de asemenea cei care nu sunt imunizați vor trebui să se testeze pe cheltuiala lor. Angajații din sănătate care vor refuza ambele variante vor avea contractul suspendat pentru 30 de zile. Cadrele medicale sunt obligate indirect să se vaccineze. Ministerul Sănătății a publicat luni proiectul de lege care prevede că personalul medical din spitalele publice și private va trebui să prezinte la serviciu certificatul digital COVID care atestă vaccinarea împotriva coronavirusului, testarea negativă sau trecerea prin boală. Eu nu știu ce să spun, dar părerea mea este ca și vaccinată cum sunt, să se vaccineze. Dar credeți că ar trebui obligați? Nu obligați, ar trebui convinși într-un fel, pentru că dacă tot au spitalele în grijă și bolnavii, ar trebui să se gândească la aspectul ăsta, că sunt la mâna bolnavilor și ei și bolnavii la mâna lor. Dar cred că n-ar fi cazul să fie obligați. Cred că fiecare după voința lui ar fi cel mai corect. Atâta timp când medicii nu se vaccinează, noi în cine să avem încredere? Eu deocamdată sunt rezervată pentru că nu am niciun drept să pot să mă pronunț în decizia fiecăruia. Decizia aparține în totalitate, omul decide. Eu, sincer să spun, eu nu o să mă vaccinez. Dar credeți că este normal să fiu obligat? Obligați nu cred. Nu, fiecare are dreptul să decidă cu propria viață ce trebuie să facă. Potrivit proiectului, angajații din spitalele publice sunt cei care vor suporta costurile testării, cu excepția celor care au contraindicație medicală la vaccinare. Cadrele medicale care nu vor prezenta certificatul verde vor avea contractul de muncă suspendat pentru 30 de zile.